Morning Glory, Morning Glory, nu vă bateți flățioli. Și bonjurică, bonjurică, suntem live din studiourile Morning Glory și alături de noi este Maria, care îi spunem bună dimineața. Bonjurică. Și ea este rocăriță, vine din județul Ialomița. Am cunoscut-o aseară la o întâlnire care se numește Circle of Friends. Are loc anual, vine, se petrece la Fundația World Vision, al cărei ambasador sunt, în programul Pâine și Mâine. Și am auzit-o pe Maria, care a urcat pe scenă. Ea face parte dintr-un consiliu consultativ al elevilor, a beneficiat de programele școlare, de susținere școlară ale Fundației World Vision. Învață bine, nu învață în primăverii și de aici problemele. Și cei mai mulți copii nu învață în primăverii în România. Și acum voiam să o întreb pe Maria cum se vede de la ea greva profesorilor și de ce parte este, dacă ține cu cowboy sau cu indienii. În opinia mea, așa, greva profesorilor este un eveniment foarte nimerit, mai ales pentru că un venit mai mare încurajează implicarea profesorilor, ceea ce știm că odată cu vârsta mai înaintată implicarea crește exponențial, da, ca să spunem. De asemenea, o idee susținută de greva profesorilor este și reforma programei școlare, care în opinia mea n-ar mai trebui să încurajeze învățarea binară, ci de fapt sinteza anumitor cunoștințe pentru a evolua folosindu-ne propriile aturi în cel mai armonios mod. Așa că... Așa am rămas aseară, știam, stăteam așa ca prostul și zic, bă, dar de ce să mai vorbim noi adulții? Hai să o lăsăm pe Maria să vorbească, și-a făcut temele. Da? Uite. În mare parte. De ce aia cu binarul m-a terminat? În mare parte le-a făcut. Nu le-a făcut. Da, deci... În mare parte. Bun, am întrerupt-o, sigur, dar așa a fost și ea întreruptă. 12 ani are Maria. 12 ani. Maria, ai și un tricou cu Morning Glory. E pus deoparte pentru tine. Scrie pe el, mi se mișcă dințișorii. Dar văd că ai aparat, nu se mișcă. Așa, suntem live, puteți să o și vedeți pe Maria. Maria, aseară ai spus tu și mi-a plăcut foarte mult chestia aia. Și aia e o treabă de adulți. Dar că nici pe noi, să știi, nu ne lasă să avem opinii. Nu numai pe voi copii. Maria a zis, dar de ce? Că nouă ne-a zis, voi sunteți copii, n-ar trebui să aveți opinii. Cum adică? Cum s-a întâmplat? Ia zi. Există profesori mai conservatori, cel puțin în mediul rural, care nu susțin vocea copiilor, că au un fel de ego al lor. Că, uite, cine ești tu să-mi spui mie despre anumite valori sau... Da, cine ești tu în general, oricum, cu asta se ocupă România. Exact, la asta excelează. Și la cutie. Opinia copiilor trebuie, evident, în mod evident, încurajată, deoarece reprezintă societatea viitoare. Dar mulți profesori încă cred că ar trebui să stăm în banca noastră și să ascultăm, că ei știu cel mai bine, ceea ce în unele cazuri nu este într-adevăr, că ar trebui să avem o paletă a culorilor cât mai deschisă în privința cât mai multe perspective. Așa, da, lasă, e ok. Înțelegem chestia asta. Dar, bun, tu faci parte din acest consiliu al copiilor din World Vision și te ocupi cumva de felul în care sunt priviți, ajutați, susținuți alți copii, nu neapărat ca tine, dar care vin din medii mai vulnerabile, au niște probleme și acasă și la școală, sau pur și simplu școala lor are probleme, comunitatea lor are probleme. Cum îi vezi tu? Care crezi că sunt problemele, în afară de, să numim asta, sărăcie, da? O situație socială, materială precară. În primul rând, nu sunt oferite anumite alternative de gândire, mai ales în mediul școlar sau familiar. Fiind luată abordarea, o singură soluție este bună. Aha, adică palmă peste ceafă, taci din gură, exact, răspunde corect cum te-am învățat eu și o să iei 10, nu? Asta ai vrut să spun. Exact. Sau o recunoaștere a drepturilor, deoarece nu ne putem da seama că suntem opresați în anumite situații, neștiind că putem beneficia de un stadiu mai bun. Adică ce drepturi sunt încălcate? Dreptul la participare este foarte des încălcat, la timpul liber. De obicei, drepturile mai puțin cunoscute,
fiind educația socială o materie care la școală se predă în fiecare zi, e foarte, foarte abordată. Este o mare problemă că unii copii nu știu că beneficiază de anumite... Păi și faceți revoluția acolo, la școală? Există și o reticență a copiilor? La adresa unilor profesori se instalează un fel de anxietate, ceea ce nu ar, n-ar trebui să aibă locul. Da. La noi în școală, cel puțin, este o situație destul de bună. Suntem norocoși. Doar că o revoluție a copiilor ar fi... Ar fi mișto, nu? Ar fi, da. Cu ce s-ar trage? Cu torturi? Cu ce ați asedia școala? Ia să vedem. Torturi, cornulețe, întâi, alea în loc de trasoare, știi? Ca să iei ținta, mai bine. Cutiile triunghiulare cu lapte. A! Bun, așa, și după aceea, care ar fi artileria grea? Mihai, pot să intre, băieții? Așa. Încă nu îmi dau seama. Acele radiere care, dacă nimerești cumva, o radiere în creștetul capului, așa, se aranjează dicționarul. Maria a spus aseară că nu îi se pare corect ca un copil, că nu se admite că pot să aibă și copiii zile proaste, știi? E un lucru pe care nici noi adulții nu-l admitem, că și noi putem avea zile proaste și nu prea suntem toleranți unii cu alții, nici măcar în viața cealaltă, în viața de adult, dar minte în viața de copil. Așa că, da, mi s-a părut foarte important să spui, ia, hai să mai încercăm o dată, nu? Asta ai vrut tu să spui. Că dacă spun 1 plus 1 egal 3, deci hai, știi, hai, poate totuși mai încercăm o dată, nu întotdeauna... E, răspunsul este ce bănuim noi despre toți ceilalți, că na, nu sunt la fel de deștepți ca noi, nu? Exact. Participarea este în acest mod, nu mai este încurajată și se formează din nou această reticență de a te implica în activitățile comunității tale. Da. Mai ales dacă un răspuns corect este un... Participarea este încurajată numai dacă este oferit un răspuns corect. Da. De aceea aș dori să insist puțin și pe conceptul unui spațiu sigur. Aha. În care copiii sunt încurajați din nou. Am mai povestit la începutul acestei emisiuni să fie încurajați să evolueze folosindu-și propriile aturi, ci nu ceva rigid. Așa, adică impus de profesori. Iar spațiul sigur, da, este un spațiu în care nu te agresează nimeni, pentru că o parte din acești copii, nu neapărat toți cei de care are grijă World Vision, dar are grijă de ei, dar o parte dintre ei vin din medii în care nu se simt în siguranță. Nici acasă nu se simt în siguranță, nici pe stradă, nici pe drumul către școală, care poate să dureze câțiva kilometri. Ei nu se simt în siguranță. Școala ar trebui să fie un spațiu sigur în care să fie încurajați și care să se lase la sfârșit cu respect și cu iubire față de învățători, față de profesori și, nu în ultimul rând, față de colegi. Pentru că ei, învățând ce înseamnă un spațiu sigur, probabil că o să reușească să-l recreeze în viitoarele lor familii și în viitoarea lor viață. Exact. Cam asta este. Maria, îți mulțumim foarte mult. Ești foarte drăguță. O să te invităm să rămâi alături de noi la concert. Noi să avem un concert cu lăutari și o să cântăm ceva frumos. Da? Rămâi cu noi? Da. Bine. Ok, noi rămânem aici. V-am pupat dulce pe ceacre. Vă lăsăm puțin să respirăm. Da. Îi lăsăm să respire puțin. Un pic. Avem 2 minute până intrăm la ProTV. 1 și un pic. Adică nu un minut mare, un minut mic. Bine. Genul ăsta. Da, e mai simplu așa. Bun. Hai să vedem ce putem să facem. Uite, o să punem o bucățică de piesă, o piesă mică. Mică de tot. Mică de tot și revenim. Morning Glory on Rock FM.